Cu ce ar putea moldovenii să impresioneze pe europeni? Ce pot să spun? Europenii pot să impresioneze doar cu activitățile copiilor mai mult. Ceva ta nou. Cu sinceritate, onestie și posibil dorință de a lucra. Cu toți suntem buni, harnici, ospitalieri. Cu ce moldovenii ar putea să-i cucerească pe europeni? Moldovenii sunt tare primitori, sunt buni la inimă. Ce ar trebui să știe europenii despre Moldova? Măcar câte ceva să știe. Că suntem un popor care este gata să muncească, suntem un popor ambițios. Care este cel mai frumos loc din Moldova? Centru. Chișinău. Locuri sunt foarte mult frumoase. Foarte multe. Chișinău e frumos. Nistru e frumos. Pădurile, natura noastră, locurile pitorești. Dar după părerea voastră, care este cel mai urât? Mai urât sunt oamenii. Dar cel mai urât? Dar e peste tot, dar spune că este frumos. Nu există așa loc. Urât? Nu poate tante să știe care e urât. Dacă ar veni un turist prima dată în țara noastră, ce ați recomanda să vadă sau să facă? Nu știu, să ducă pe la diferite locuri, muzee, locuri care le avem frumoase, nu la restaurant. Să vadă, cred că, insula inima, în formă de inimă din Năslavcea și să facă, cred că, să guste mâncarea noastră națională. Becerile la Cricova, Castelul Mimi, multe, absolut, parcuri frumoase. Foarte multe. Parcul în centru, centrul Chișinăului, capitala. Mulțumim pentru răspunsuri. La revedere!